Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași a marcat pe 4 mai aniversarea 125 de ani de la nașterea savantului Grigore de Popa din Iași. Cum a fost, ne arată în următorul reportaj Oana Lazăr. Savant vizionar, scriitor de talent, publicist virulent, traducător, antreprenor social, orator și mai ales un exemplu de moralitate. E Grigore de Popa. Cu demnitate și curaj a refuzat să facă parte din orice mișcare politică și orice formă de partizanat. A explicat mereu ce e absurd în mișcarea legionară și ce e odios în comunism. La 125 de ani de la naștere, Grigore de Popa e o personalitate care strălucește dincolo de frontispiciul unei mari universități. Pericolul neisprăviților este al cincilea volum îngrijit de Richard Constantinescu, iatro istoriograf, medic și publicist, cel care de mai bine de un deceniu, cu admirabilă credință și insistență, cercetează tot ce înseamnă creație și biografie Grigore de Popa. Ați văzut un savant serios, un om vertical, un om etic, dar hai să-l vedem pe îndrăgostitul Grigore de Popa. În aula Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, studenții de azi au aflat cine e patronul lor spiritual, care ar putea să le devină un puternic motor motivațional dincolo de un nume de instituție. Un savant cetățean, pentru că nu prea poți să separi în cazul lui Grigore de Popa pe cei doi. A fost un savant de mare calibru, să ne gândim la cercetările lui privind glandele endocrine, relații cu creierul. A fost un cetățean de inegalabil cumva, unul din cei care a dovedit că totuși nu întotdeauna omul e sub vreme. Omul poate fi și asupra vremelor. Am o foarte mare admirație pentru modul în care a reușit să se situeze în raport cu ambele extreme politice. Detesta în egală măsură și fascismul și comunismul. El spune un lucru, Grigore de Popa, dacă ați urmărit, că dacă fiecare și-ar face treaba lui și nu s-ar băga în alt domeniu, noi am fi în altă parte. Și așa este. Sunt foarte bucuros că Universitatea de Medicină, care îi poartă numele, a început această recuperare a scrierilor sale, care nu se va limita la două volume deja apărute, ci vorba de cel puțin 10 volume. Și vreau să spun 10 volume de scrieri de cultură generală până la urmă, nu mă refer la opera de specialitate. Era unul din ultimii mari enciclopediști români. În interbelic au mai fost câțiva, cum știm, a fost unul dintre ei. În cartea asta o să vedem ce scrie despre savanți, ce scrie despre spectacole de teatru, despre muzică, despre viața socială. Noi purtăm numele acestui savant, Universitatea poartă numele acestui savant. Eu consider că este chiar o datorie a corpului academic să cunoască cât mai bine personalitatea acestui mare medic care a fost Grigore de Popa. Copil sărac, orfan de mamă de la 5 ani, Grigore de Popa a venit la Iași la liceu din Șurănești Vasluiului, cu ghetele rupte și fără palton. La 15 ani a tradus 1000 de pagini dintr-un tratat german de medicină. Geniul său a strălucit în toate domeniile în care a activat mai târziu. Dacă citiți partea neștiințifică, se spune nemedicală, a scrierilor lui Grigore de Popa, ele sunt atât de actuale, noi vorbim că Shakespeare e actual, Caragiale este actual, Grigore de Popa este azi, da? Și mă tem să nu fie și mâine. Dacă România n-ar fi fost confiscată de comuniști, Grigore de Popa ar fi putut să primească Nobel pentru cercetările sale. Ar fi putut să conducă sisteme medicale, dar caracterul lui nu i-a îngăduit compromisul. Și-a iubit familia și cei 4 copii, dar nici măcar pentru ei n-a făcut derapajele altor mari personalități din epocă. Puneți mâna și căutați-l pe omul ăsta, nu o să regretați. Fiecare dintre voi poate fi un Grigore de Popa, mai mult sau mai puțin. El a avut geniu, a avut spirit, voi sunteți harap alb. Grigore de Popa a murit la 56 de ani în plină puterea creației. A fost îndepărtat din viața academică, urmărit și terorizat de comuniști. Avem azi privilegiu să-i cunoaștem gândirea, viziunea și caracterul măreț.
prin textele sale recuperate din manuscrise și din publicațiile din epocă. E un exemplu greu de urmat în orice epocă, dar care ar putea să inspire o nouă generație.